Bismillahirrahmanirrahim, în numele Lui Dumnezeu cel milostiv îndurător, așadu an la ilaha illallah wa așadu ana Muhammad Rasulallah. Mărturisesc că nu există divinitate în afară de Dumnezeu, iar Muhammad este robul și trimisul Lui. Pacea asupra voastră, assalamu alaikum. Astăzi, hutba de astăzi, predica de astăzi în limba română, pentru că va fi o predică în limba română ca de obicei, este într-un loc deosebit. Un loc deosebit pentru că aici va lua ființă, inshallah, cu voia lui Dumnezeu, într-un viitor apropiat, încă o moschee. Iar astăzi nu ținem predica la Moschea Maria ca de obicei, ci în județul Dâmbovița, unde vrem să cerem și binecuvântarea lui Allah asupra casei și familiei fratelui nostru, care vă oferi terenul și va construi această a doua moschee a musulmanilor români. Este o veste atât de mare încât marea majoritate de noastră o să o înțelegeți abia peste un timp. Unii nu vor crede, pentru că așa s-a întâmplat și cu Moscheea Maria. Chiar și cei implicați în proiect n-au crezut-o, nici eu nu am crezut că totuși până la urmă va exista o moschee construită de românii musulmani, de românii convertiți la islam. Acum, din fericire, există una și prin bunăvoința lui Dumnezeu va exista și a doua și inshallah, inshallah, cu voia lui Dumnezeu, vor exista încă multe, multe altele. Un capitol minunat în Coran, trimis de Allah subhanahu wa ta'ala, Dumnezeu preanaltul, capitolul 103, ne spune câteva dintre învățăturile minunate pe care noi trebuie să le aplicăm, aș putea spune că avem obligația să le aplicăm ca și musulmani. Pentru că sunt cel mai prost musulman din lumea asta și nu știu să recit în limba arabă această sură, am să o spun în limba română, inshallah să fie primită. Și această minunăție trimisă nouă, această învățătură minunată trimisă nouă, sună în felul următor. În numele Lui Dumnezeu, cel milostiv și îndurător, jur pe timp că omul va fi în pierdere. În afară de acela care crede și împlinește fapte bune, și se îndeamnă unul pe altul către adevăr și se îndeamnă unul pe altul către răbdare. De multe ori cei care citiți Coranul simțiți cum pielea voastră freamătă, se ridică părul, inima voastră simțiți că vă stă în gât. Asta din cauza adevărurilor simple și puternice pe care Dumnezeu în dragostea Lui față de noi ne-a trimis această învățătură minunată. Cât de simplu este și acest capitol, această sură. Sură în limba arabă este de fapt un de capitole. Și cât de profund începe. Deci Allah subhanahu wa ta'ala, Dumnezeu preanaltul spune jur pe tine
Ce este infinit? Timpul. Ce este mai presus decât infinitul? Dumnezeu. Deci Dumnezeu jură pe timp că omul va fi în pierdere. În acest moment trebuie să simțim cum pielea noastră s-ar putea îndepărta de oase și suntem în pierdere. Și apoi Dumnezeu ne spune, în afară de aceia care cred. În afară de aceia care cred. Cine sunt aceia care cred? Unii cred că Johnny Weissmuller era un băiat de la Timișoara care făcea pe Tarzan. Un băiat extraordinar. Nu e important asta. Important e că cei care cred în unul Dumnezeu, creatorul a toate câte există, care este stăpânul lumilor. Deci, omul va fi în pierdere în afară de cine? De cel care crede în unul Dumnezeu. În unul Dumnezeu. Și apoi ne spune ce trebuie să facă acel om care crede. Ce trebuie să facă acel om care crede? Păi crede, e bun, crede și? Și trebuie să împlinești fapte bune. Fapte bune. Esență, scurt. Crezi? Împlinești fapte bune. Nu crezi? Nu împlinești fapte bune. Auziți de multe ori, eu nu cred în nimic, dar eu fac fapte bune. Povești, bărbi. Când eram mic, aveam așa un gest. Bărbi, ești mincinos, îți povești, nu cred. Numai un om care crede în Dumnezeu, nu în Creator, poate să facă fapte bune. Pentru că el le face, nu prin faptul, bă, îmi place mie să fac fapte bune. Nu, el le face pentru că el crede și le face de dragul lui Dumnezeu. Le face fiindcă îl iubește pe Dumnezeu. Le face pentru că el știe că Dumnezeu, la momentul cel mai important al existenței noastre, când va veni ziua plecății apoi, are să-l răsplătească. Dar în primul rând le face pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îl iubește pe el. Apoi ne mai spune ceva. Facem fapte bune. Credem. Minunat. Ce ne mai spune? Îndemnați la adevăr. Unul dintre lucrurile esențiale pe care un musulman, adică un supus al lui Dumnezeu, n-are voie să le facă, îi să mintă. Minciuna este premeditată. Când mint pe cineva, mă gândesc, mintea mea lucrează. De dimineața am avut o discuție cu cineva și spune, a, dracul l-a pus. Nu, nu vă mai ascundeți după dege. Dracul nu te pune să faci nimica. Dracul cel mult îți poate șopti. Fă așa. Și mintea ta lucrează. Și începe să deviteze prostii și minciuni și face o construcție întreagă. Și tu spui minciuna. Este un păcat. Un mare păcat. Deci Dumnezeu ne îndeamnă să spunem adevărul. Dar acest adevăr trebuie să înceapă cu ce? La ilaha ilallah. Unul este Dumnezeu. Într-o traducere liberă, în frumoasa limbă românească, la ilaha ilallah înseamnă unul este Dumnezeu. Nu doi, nu trei, că nu suntem la Iacob, trei în unul. Punem praful, dă-i cu apă și ne spălăm pe cap cu ea. Alea-s prostii. Unul este Dumnezeu. Dacă erau trei, atunci făcea lumea așa un fel de dansuri populare. E la Săvădița. Acest mare adevăr, musulmanul, adică omul supus la Dumnezeu, trebuie să spună în permanență. Unul este Dumnezeu. Și de ce Dumnezeu ne îndeamnă la a spune acest adevăr? Ne spune, spuneți adevărul, îndemnați la adevăr. De ce? Pentru că în Islam, în religia minunată a lui Dumnezeu, este interzis să obligi pe cineva la credință. Nu vă mai luați după prostii și după filmele lui Sergiu Nicolescu, care erau extraordinare. Că niciodată musulmanii nu vin și se oblige la religia islamică, la credința lui Dumnezeu, pe nimeni. Vrei, crezi, nu vrei, nu crezi. Dumnezeu i-a dat liberul arbitru. El a spus, băi, te duci pe drumul ăsta, o să trăiești bine, o să trăiești curat, o să fii fericit și apoi o să ajungi în paradis la mine. Nu te duci pe drumul ăsta, treaba ta, dar capătul într-un loc
cu multă, multă căldură și acolo nu va exista aer condiționat. O să ardă carnea pe voi. Nu vreau să vă sper. Departe mie gândul ăsta. Spun lucrurile astea cu voce tare ca nu cumva eu însumi să le uit. Ca nu cumva eu însumi să le uit. Ieri am văzut pe o pagină de Facebook, minunatul Facebook, extraordinarul Facebook, o domnișoară filmată din spate, pozată din spate, avea un batic roșu în cap, probabil musulmană, o bluză strântă, niște pantaloni scurți, foarte strânși pe ea, și niște ciorapi mulați roșii. Și 15-20 de musulmane comentau, vai ce musulmană rea și... Bă, terminați cu prostiile. Vă rog frumos, terminați cu comentariile și cu arătatul cu degetul. Dați exemplu. Am scris și acolo. Dați exemplu. Faceți fapte bune. Deci Dumnezeu ne spune, jur pe timp că omul va fi în pierdere. În afară de cel care crede și face fapte bune. Nu a spus în afară de cel care arată cu degetul. A spus în afară de cel care face fapte bune. Lăsați deoparte arătatul cu degetul. Faceți fapte bune. În urma voastră, oamenii să spună, vai, ce cum ăsta? Să-i dai Dumnezeu sănătate. Că uite, a ajutat pe ăla, a ajutat pe ăla, a ajutat pe ăla. Asta este vorba care trebuie să rămâne în urma unui musulman. Nu bârfe, nu ceaga-ceaga, ciugu-ciugu. Suntem mai rău ca și jabițele alea două care au stat 20 ani în pușcărie și au ieșit din pușcărie și au mai stat încă două ceasuri să scadă bârfele. După 20 de ani. Ăștia sunt musulmani? Nu. Musulmanii sunt cei care cred și fac fapte bune. Lăsați faptele să vorbească în urma voastră. Gura lumii. Ăia sunt ipocriți. Nu ne interesează. Lăsați faptele să vorbească în inima voastră. Oamenii, chiar dacă din gura lor vă spune, bă, uite ăsta, bă, ce șmechere îi, sau aia, ce șmechere îi, dar în inima lui, și Dumnezeu știe ce este în inima fiecărui om, va spune, Doamne, dă-i Doamne sănătate, că mi-o salvat copilul, sau mi-o dat o bucată de pâine. Asta trebuie să spună în urma musulmanilor. Nu vă mai uitați că alea are luci. Pentru că s-ar putea ca să-mi amintesc că vreuna dintre domnișoarele respective sau doamne respective care tocmai arătau pe fața aia cu blugii scurți să fi fost ca o păsărică și o cintezoaie cu părul în vânt, făr, făr, făr. Nu vă arătați credința în poze, arătați-vă credința în fapte. Nu spun asta. Ce spun eu nu e important. Ce spune Dumnezeu e important. Și Dumnezeu spune cei care cred. Deci toți oamenii vor pierde în afară de cei care cred. Și care fac fapte bune și care îndeamnă la adevăr și foarte important, extraordinar de important, care au răbdare și îndeamnă la răbdare. Pentru că noi oamenii în afară faptului că suntem niște ființe sociale, care facem o grămadă de porcării, care facem o grămadă de păcate, n-avem răbdare. Întotdeauna vrem ca treaba să o rezolvăm, nu mâine, ieri. Aș vrea eu ceva, dar aș vrea să fie gata ieri. Așa fac unii. Și n-au răbdare. N-au răbdare, pentru că Dumnezeu știe întotdeauna ce mai bine. Vă rog să mă credeți. Nu există niciun om în lumea asta, nici trimisul lui Dumnezeu, nici profetul lui Dumnezeu, care să știe mai bine decât Dumnezeu. Nici ei n-au știut. Și ei au avut răbdare. Și gândiți-vă ce chinuiți au fost oamenii credincioși și trimiși și profeții lui Dumnezeu. De mii de ani au fost chinuiți și bajocoriți. De cine? De propriile lor popoare, nu din străinii. Propriile lor popoare. Dar ei ce au făcut? Au spus, unul este Dumnezeu, au făcut fapte bune, au chemat la adevăr și au spus adevărul și au avut răbdare. Deci această învățătură minunată pe care Dumnezeu ne-o dă nouă la toți oamenii, profeții au aplicat-o mii de ani
Și au fost baciucoriți în timpul ăsta. Au fost chinuiți, au fost scuipați. Când îi întrebați, trebuia să trăiască, mergând pe stradă și oamenii se scuipe la obraz. Unul, o zi, două, nu vă spun eu, 10 minute. După 10 minute o să fiți la fel ca și restul porcilor de oameni. Pentru că acei profeți au avut tăria și puterea ta pe Gamuzon să aibă răbdare. Erau niște oameni extraordinari. Dacă noi, un pic în fiecare zi am gândit la acești oameni extraordinari și la tăria lor și la răbdarea lor, câte lucruri mari am putea face. În primul rând am face niște lucruri extraordinare pentru noi. Și de fapt, noi pentru noi trebuie să facem. Fiindcă vine o clipă în viața asta o să mi se pare ca o scânteiere. Am trăit 80 de ani. Care 80 de ani? E o scânteiere față de ceea ce urmează. Gândiți-vă că ăștia 80 de ani care trăim acum sunt doar o scânteiere pentru infinitul care urmează. Și acel infinit îl puteți petrece într-un loc cu umbră, inșala. Să dăie Dumnezeu să într-un loc în care o să fiarbă și o să ardă carnea pe noi. Inșala să nu ajunge acolo nimeni. Din păcate, Dumnezeu ne-a spus că vor fi oameni acolo. Să sperăm că nu vom fi dintre acei oameni. Mă repet, n-am vrut să vă speriu, am vrut să-mi amintesc mie însumi despre lucrurile astea și bine ca fiecare dintre voi să-și le amintească. Astăzi o să fie o predică foarte scurtă și în încheiere aș vrea ca împreună să facem câteva rugi, dua în limba arabă, rugă sau rugăminte către Dumnezeu, către Allah, către Creator și să cerem în primul rând binecuvântare asupra întregii omeniri și apoi și altele. Doamne, binecuvântează, Doamne, întreaga omenire și ferește-i pe ei de drumurile celelere. Binecuvântează-i cu un drum drept. Amin. Amin. Doamne, binecuvântează musulmanii și ajută-i pe ei să devină musulmani credincioși, ca ei să poată la rândul lor să arate și celorlalți minunăția drumului Tău drept. Amin. Doamne, binecuvântează poporul român și arată lui, Doamne, arată-i calea cea dreaptă. Amin. Amin. Doamne, binecuvântează România și ferește-o de tot ceea ce este rău și ferește-o de toți cei ce sunt răi. Amin. Doamne, oprește toate războaiele în lume și salvează atâtea vieți nevinovate care se pierd din cauza răutății și urii unora. Amin. Doamne, binecuvântează această familie minunată și dă-le lor loc de cinste în paradis, pentru că știi că ceea ce fac ei fac de dragul Tău. Amin. Doamne, binecuvântează această casă, pentru că știi că aici oamenii pun capul în fața Ta și se roagă la Tine, ca Tu fiind singura și unica soluție. Amin. Doamne, Te rugăm acum, binecuvântează locul ăsta și ajută inșala ca în cel mai scurt timp, atunci când Tu vrei, să mai fie încă o moschee. Amin. Dumnezeu să ne primească rugăciunile noastre, inshallah. Acum vom face rugăciunea împreună.